Îl avem alături de noi pe domnul Vasile Asandei, directorul general ADR Nord-Est. Bună ziua, domnule Asandei, bine ne-am regăsit. Bună ziua, mă bucur că ne regăsim. Mă bucur să ne revedem la un asemenea eveniment important, domnule Asandei. Cât de importantă este digitalizarea pentru noi, pentru regiunea Nord-Est a țării? Este atât de importantă cât vrem să progresăm. Cât de mult vrem să progresăm. Lumea digitală este lumea viitorului. Administrația publică și mediul privat trebuie să-și transfere informația și interacțiunea cu cei cu care lucrează în digital. Cu cât vom face lucrul ăsta mai repede și mai bine, cu atât vom avea șanse de succes. E importantă ca digitalizarea să inclusiv în mediul rural. Bineînțeles, de fapt, poate că ar merita să spunem două cuvinte. De ce cu digitalizarea asta? Ce Exact, înseamnă să de facem fapt o digitalizare? traducere O a traducere. digitalizării. Păi, hai să folosim un exemplu simplu. Da. Un om are de obținut un aviz sau o autorizație de la primărie sau o adeverință. Da. Da? Până acum, din toate timpurile de când a apărut scrisul, scria pe o foaie de hârtie o cerere, se ducea la primar sau la cine avea nevoie, aștepta eventual la ușă, lăsa cererea, dura câteva zile și primea un răspuns. În lumea de astăzi, omul acela poate să intre pe telefon sau pe laptop sau pe calculator sau pe orice device de acest fel, să completeze acolo documentul, să-l trimită în 5 secunde. În partea cealaltă, primăria, instituția, firma privată l-a primit instantaneu, își creează un sistem prin care acel document în mod online un refuz, un răspuns și îl trimite înapoi. Deci un proces care putea dura zile, poate dura cel mult minute. Câteva minute. Asta este tot. În plus, pentru mediul privat, Da. dacă produci lucruri de care oamenii au nevoie, și aici aș da o informație. Vă rog. În ultimul an, cred, comerțul electronic, comerțul online, Da. comerțul la distanță în România a crescut exponențial. Asta ce înseamnă? Că nu te mai duci și la magazin, că e frumos, dar te uiți pe telefon sau pe laptop și vezi ce vrei să-ți cumperi. Îți cumperi haine, pantofi, chiar și alimente, dai comandă și îți vin acasă. Sau vezi că sunt în magazin și te duci și le cumperi. Dacă firma care produce cei mai frumoși pantofi din lumea asta nu este în mediul online, doar cei care sunt în magazin vor vedea pantofii. Și imaginați-vă, de la o piață potențială de câteva miliarde de oameni, da? Cât sunt pe pământ, dacă vor să au acces la acest online, Da. la câțiva oameni care intră în magazin, care e diferența? Deci, de-aia e nevoie de digitalizare. Există deschidere în România, la nivel național, pentru digitalizare în toate domeniile sau mai sunt încă și persoane și lideri și directori care sunt încă sceptici? În general există deschidere, dar există două probleme. Da. Una este înțelegerea corectă. Oamenii aud și vor digitalizare, dar ceea ce e digitalizare și cum trebuie făcută e un pic mai greu. Și doi, nu se poate face oricum. Trebuie să apelezi la specialiști, la cei care știu cum trebuie făcută digitalizarea, pentru că poate apărea o problemă de care am vorbit și în conferință. Dacă acea hârtie de care vorbeam mai devreme, poți să o iei de la birou la care ai dus-o greșit și să o duci la alt birou, dacă în mediul online aceea de pe telefon greșit și s-a blocat într-un server, tu aștepți un răspuns care nu va veni niciodată. Deci trebuie să avem un mod coerent și niște specialiști care să ne învețe cum anume trebuie făcută această digitalizare. Asta înseamnă că trebuie să colaborăm cu instituții precum Digital Innovation Hub, Digital Innovation Zone-ul nostru, cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, dar nu fiecare cetățean trebuie să colaboreze, ci cei care sunt în acest proces, respectiv instituțiile publice, firmele private, până la urmă serviciile către cetățeni vor ajunge și toată lumea va beneficia de ele. Domnule Asandei, vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Mult succes pe mai departe!